Salutare tuturor, sunt Flavius și bine v-am găsit la un prim episod al podcastului Fotbal după ureche. Fotbal după ureche este încă o piesă a puzzle-ului proiectului Radical Football și în aceste episoade vom dori să abordăm același subiect cu care v-am obișnuit deja, și anume dezvoltarea și pregătirea fotbalului la nivelul copiilor și juniorilor din România. De această dată însă cu invitați pe măsură. Radical Football este un proiect, așa cum v-am mai spus în videoclipurile anterioare, ce își dorește, printre altele, să dezvolte o comunitate unde oameni ce împreună împărtășesc aceeași viziune sprijină și se implică în dezvoltarea fotbalului la nivelul copiilor și juniorilor din România. Îl am alături de mine pe Sandu Tăbârcă. Sandu, bine te-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație, o plăcere să ne revedem! Plăcerea e de partea mea și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Pentru cine nu știe, Sandu Tăbârcă, antrenor licență UEFA Pro, aș vrea să intrăm direct în subiect. Eu am pregătit aici niște teme pe care vreau să le parcurg împreună cu tine și sunt convins că o să avem parte de o discuție interesantă. În primul rând, hai să pornim de unde suntem în momentul ăsta la nivel de fotbal. Încep prin a spune că în momentul de față Naționala României se află pe locul 54. Dacă ne referim la clasamentul efectuat de FIFA, nu ne-am mai calificat la un turneu final de vreo 24 de ani cu echipa națională de seniori. Dacă mergem mai jos la echipele de juniori ale naționale țării noastre, la fel, ne calificăm foarte rar sau și mai grav. Nici măcar nu ajungem în primele 28 sau 32 de echipe din Europa. După aceea, ce mie mi se mai pare important, avem foarte puțini jucători care ies din academii, școli private, cluburi de fotbal. Și chiar și atunci când avem tineri pe care mass media și specialiștii de la noi din România îi consideră de perspectivă, dacă reușesc să prindă un transfer în străinătate, n-aș vrea să spun că eșuează, dar cu siguranță nu se adaptează. Și aș trece în revistă și faptul că echipele noastre de club nu prea mai au performanțe atunci când ajung în competițiile europene. Dacă mai ai tu ceva de adăugat? Nu. În primul rând, nu cred că ne-am pus aici la masă să enumerăm aceste lucruri. Cred că mai important ar fi să vedem cam ce ar fi de făcut sau cum vedem să nu ne fie luat nume de rău, și nici nu suntem aici pentru a critica, ci efectiv pentru a analiza această consecință. Deci întotdeauna toate lucrurile pe care tu le-ai enumerat au devenit un trend. Nu ne-am calificat, nu am făcut aia. Cred că discuția ar fi mult mai interesantă ce am putea face sau ce fac alții pentru a nu mai avea aceste lucruri, pentru a nu mai avea surprize cu necalificări, cu neșansa jucătorilor care nu se pot adapta și așa mai departe. Cred că aici este cheia succesului întotdeauna. Să te uiți ceea ce poți face în viitor și nu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Trecutul este calea care îți arată ce ai de făcut pe mai departe. Totuși, legat de acest subiect, pe lângă faptul că nu mai avem jucători profesioniști de fotbal care să performeze la un nivel înalt, mi-ar plăcea, din punctul tău de vedere, să-mi spui o părere despre care este impactul pe care tot ce s-a întâmplat până acum îl are asupra jucătorului, în afară de strict faptul că, nu știu, nu este la cel mai înalt nivel din punct de vedere profesionist. Mă refer aici la, nu știu, dacă vorbim de partea umană, socială, că până la urmă știm foarte bine că nu mulți copii care se apucă să joace fotbal ajung fotbaliști profesioniști. În primul rând, cred că scopul primar al unui centru de copii, academii, este să formeze oameni, iar cei care reușesc să devină și profesioniști sunt cireașa de pe tort. Există o tendință mai accentuată la noi din cauza situației socioeconomice de a forța lucrurile și
a spune despre jucători de 8, 9, 10, 11, 12 ani că ei sunt deja viitorii și aici se mărește presiunea asupra lor, ceea ce este un lucru non-benefic și este una dintre cauzele care duce la această presiune inutilă și suprasaturarea unor copii care la 14-15 ani nu mai pot face față unor presiuni care de atunci ar trebui de fapt să înceapă. A performa înseamnă de la 15, 16, 17 ani ne gândim deja spre performanță, iar după aceea când face pasul spre o echipă de seniori trebuie să fie copt pentru a face față presiunii reale. Acesta este una dintre cauze. O altă cauză pe care doresc un pic să o reamintesc, trăim într-o perioadă globală în care schimbările ne iau ca pe o avalanșă. Deci suntem luați de avalanșă și dacă nu reușim să facem față, să știm ce avem de făcut, este o problemă. Se schimbă tehnologia, modul, metodele, sunt lucruri care noi, din păcate, și nu numai în România, deci sunt în mai multe proiecte implicați și în străinătate și există o foarte mare divergență între metodele de antrenament și în mijlocul Europei. Nu toată lumea, chiar dacă au condiții mai bune decât noi în România, nu toți sunt conștienți că trebuie să schimbe metodele, pentru că nu mai poți face față. Și întotdeauna compar, de exemplu, cu un produs finit. Deci noi am vorbit acum despre produsul finit, jucătorul care trebuie să performeze la 20, 22, 24 de ani. Și atunci suntem în momentul zero acum. Deci în momentul în care eu, ca antrenor, lucrez cu un copil de 10 ani, dau numai un exemplu, cu metode de acum 10 ani de zile, ca să nu spun 20 sau 30 de ani, deci acest copil, când va trebui să performeze în 12 ani, el va avea deja un handicap. Pentru că acesta este realitatea. Deci eu trebuie, la momentul acesta, să lucrez cu ultimele mijloace pentru a-l face cât mai competitiv în 10 sau 12 ani. Deci nu știu dacă sunt destul de clar. Deci dacă noi folosim acum mijloace deja învechite, el deja va fi un produs care nu mai este viabil. Și aici trebuie lumea să se gândească. Am citit deja statistici ale unor țări, Brazilia, așa, care se pune la întrebare. Spune, noi am fost Brazilia, noi nu mai suntem în primele 10 țări la dribblinguri. Deci o echipă care a trăit efectiv numai din calitatea de 1 contra 1, noi suntem pe locul 10 sau 12, în spatele, pare mi se și Arabiei Saudite și în spatele, sunt un număr de țări care nu puteți să crezi, n-ai fi spus că sunt în fața Braziliei la capitolul dribbling-uri, acum la campionatul mondial. Sunt țări care, Germania, de două campionate la rând, nu se califică peste grupe. În momentul acesta își pun întrebări, ce am făcut greșit cu investiții masive? Deci întotdeauna trebuie să-ți pui întrebări. Nu trebuie să dai verdicte, ci efectiv verdictul vine dintr-o cauză, fapt, care se întâmplă. La fel și la noi. Noi trebuie să ne punem întrebare dacă de 24 de ani ne-am calificat la un campionat mondial. Întrebările sunt clare. De ce? Și atunci unul dintre răspunsuri este foarte clar, partea metodologică care ne dă bătăie de cap în a înțelege ce am de făcut în special. Și aici doresc să pun accentul pe fotbal între 7 și 14 ani. Vorbim foarte mult de la nivel de academie și se fac lucruri bune și la noi în țară și în alte țări între 15 și 19 ani. Încă însă problemele majore în toate țările este ce se întâmplă între 7 și 14 ani. Acolo este marea cutugmă și marele secret a celor care au înțeles ce au de făcut la copii și juniori. Aș vrea să te întreb ceva. Ai spus mai devreme, dat fiind faptul că tu cutrei Europa asta în lung și în larg, cu diferite proiecte de care te ocupi, ai spus că nu doar în România există oarecare reticență când vine vorba de lucruri noi, de o, nu știu, pregătire diferită, o instruire diferită. Oare stau și mă întreb și chiar mi-am pus întrebarea asta de foarte multe ori, de unde reticența asta? Cred că, nu știu, nu vreau să generalizez, dar cred că în principal a antrenorilor, când vine vorba de a recepționa, asimila și pune în practică, până la urmă, informații noi care, hai să fim sinceri, nu sunt rele, adică i-ar ajuta
Da, și nu numai. Da, în branșa noastră există deja sunt doi curenți care se cam dau cap în cap. Este okay. Vorba de arta tradiționalistă de a antrena, așa cum am învățat noi pe vremuri. Și aici tot lucrul intervine dintr-o chestie, cum să spun, dintr-un feeling. Okay. Adică oamenii și-au dezvoltat feelingul fotbalistic natural. Și aici există foarte multe discrepanțe. Totodată știm că unui om încerc să iau apărarea tuturor celor care nu înțeleg acest lucru. Este foarte greu în ziua de astăzi să-ți părăsești zona de confort. Asta este cel mai greu lucru pe care poate să-l facă un om. Mai ales oameni care au avut un oarecare succes cu metodele pe care le-au folosit. Dar totodată știm că întotdeauna trăim pe terenuri nisipuri mișcătoare și trebuie permanent să fim mișcare. Deci ceea ce face astăzi bine nu mai este mâine valabil. Și aici este marea problemă pe care noi trebuie să o înțelegem. Cred că tradiționalismul împotriva abordării sistemice, asta ar fi, de exemplu, tema pe care știu că este foarte... sau a devenit o temă foarte interesantă pentru tine și de aceea și aceste emisiuni și podcasturi pentru care te felicit că da. Doresc să le... Ce să zic, mulțumesc, dar dacă tot m-ai felicitat, aș vrea să îți spun sincer că 99,99% nu m-aș fi aflat astăzi la Timișoara de față cu tine discutând despre subiectul ăsta dacă tu, din momentul în care ne-am cunoscut, nu m-ai fi sprijinit la modul în care ai făcut-o. Îți spun cât se poate de sincer, ți-am mai spus că nu o să pot niciodată să-ți mulțumesc pentru imboldul și impulsul pe care mi l-ai dat până la urmă și într-o oarecare măsură am fost surprins, plăcut, însă sper și cred că norocul meu este că am încercat să profit la maxim de oportunitatea asta de a te cunoaște pe tine și de a discuta atât de mult până la urmă despre fenomenul ăsta. Da, cred că cel mai important și așa îmi văd rolul meu, întotdeauna mi-a plăcut să nu vorbesc despre mine și știi foarte bine, da, ai insistat foarte mult să-mi prezint CV-ul, nu este un lucru. Da. Cel mai important pentru mine este să vedem ce urme lași în spatele tău și tocmai de aceea am umblat și întotdeauna am încercat să dau informațiile pe care le-am asimilat să le dau mai departe antrenorilor. Știu că schimbarea are loc întotdeauna foarte, foarte greu. Ceea ce poate un pic mă doare personal este că insistăm încă, persistând în insucces, persistăm în a face lucrurile cum le-am făcut înainte. Și teoria nebunia lui Einstein spune un lucru foarte clar. Dacă faci lucrurile de aceeași manieră, nu te poți aștepta la alte rezultate. Deci trebuie să avem odată curajul să facem lucrurile de altă manieră. Și simt, am un sentiment personal că foarte mulți oameni își doresc acest lucru, dar din păcate ei sunt analizați de anumiți oameni care nu doresc să se schimbe și încă majoritatea, deci balanța tinde încă spre persoanele care părăsesc mai greu această zonă de confort și atunci te afli într-o zonă în care întotdeauna ești judecat. Vrei să fii altcumva, vrei să pari altcumva decât alții, da. Și atunci, bineînțeles, împins de val, dacă nu ești destul de stăpân sau vorbim și de partea financiară, care ești partea economică, ești constrâns, atunci ești obligat oarecum să faci niște compromisuri cu care sunt sigur că foarte mulți oameni nu se pun liniștiți seara în pat. Pentru că știu că există și altceva. Asta e unul dintre, sau mă rog, una din dorințele mele, să facem cât mai multor oameni cunoscut faptul că sunt și oameni care sunt dispuși să ajute alți oameni ce sunt implicați în acest fenomen, care și-au pus semne de întrebare, care se gândesc că poate lucrurile ar trebui făcute diferit, însă nu știu de unde să apuce toată treaba asta și aș vrea să mă dau exemplu pe mine și o să fac o mărturisire în sensul în care prima dată când ne-am întâlnit am mers eu foarte încântat la tine cu
toate informațiile pe care eu de unul singur mi le-am cules. Tu ai fost foarte elegant, m-ai ascultat, nu m-ai contrazis neapărat, însă am simțit cumva că ceva acolo, neștiind care sunt diferențele și neavând cunoștințele atât de, cum să zic, în detaliu aprofundate, a urmat ulterior o perioadă în care mi-ai furnizat o grămadă de informații pe care le-am citit și prima dată când le-am citit, ți-am spus și ție, o mai spun și acum, sincer, efectiv a trebuit să intru pe Google și să caut expresiile respective, inclusiv abordare sistemică sau, nu știu, principiile dinamicii ecologice în sporturile de echipă. Crede-mă pe cuvânt, nu știu, n-am mai căutat, dar cred că nici în momentul de față, dacă tu cauți o definiție a principiilor dinamicii ecologice în sport în română, n-ai să găsești. Din păcate nici în germană, am aceleași discuții și trăiesc în Austria, știi foarte bine, același lucru este și în Germania, deci nu sunt pe piață. De-abia găsești material informativ în limba engleză, spaniolă, portugheză. Deci acolo este patria acestor abordări și poate vom avea timp în alte podcasturi să discutăm despre aceste lucruri, pentru că sunt informații pe care oamenii trebuie să le primească. Deci, acum ca să intru direct în subiect, aici este marea, marea diferență între ceea ce vrem un pic să conștientizăm la munca antrenorilor. Deci noi antrenăm, din păcate, hai spun, să-i punem pe tapet, dacă ești de acord cu mine sau nu știu, dacă și-are locul, abordarea tradițională în câteva cuvinte versus abordarea sistemică, dacă da, este clar, abordarea tradițională este ceea ce am învățat și la facultăți, educație fizică și sport, absolut, încă se... Dar, încă o dată, același lucru se întâmplă și în mijlocul Europei. Okay. Sunt tratate cu aceeași unitate de măsură sporturile individuale cu sporturile de echipă. Și aici este diferența enormă între caracteristica tradițională, care ne-a învățat să antrenăm lucrurile separat, tehnic, tactic, fizic și mental, iar în abordarea sistemică nu poți să scoți ceva din context care să devină după aceea un tot unitar. Deci nu ai cum, pentru că însuși sportul de echipă întrunește caracteristicile mai multor jucători care îi trebuie să comunice și să ia decizii împreună. Deci absolut orice decizie a unui jucător individual este raportată la decizia coechipierului în opoziție cu cea a adversarului. Și de aici pleacă toată diferența în a vedea partea de antrenament, partea de dezvoltare și așa mai departe. Deci aici este marea, marea diferență. Practic, din punctul nostru de vedere, să spunem așa, o alternativă sănătoasă la abordarea tradițională ar fi abordarea sistemică. Da, abordarea sistemică. Sunt mai mulți curenți în această abordare. Cine dorește să dea o căutare pe Google, ca să nu vorbim direct de periodizarea tactică, pentru că sună foarte pompos, ea este deja specifică de 30 de ani pe piață, dar sunt foarte mulți curenți pe sporturile de echipă. Game Sense, Teaching Games for Understanding. Dacă înțelegem aceste lucruri, ce se întâmplă în sporturile de echipă, vom înțelege de fapt care este structura antrenamentului. Și nu în ultimă, nu ca un ultim sfat, este abordarea ecologică. Deci când vorbim despre abordare sistemică, lumea știu că mă consideră puțin nebun, dar vorbim despre abordare ecologică și ne întoarcem din nou la antrenamentul de 7-14 ani. Arsene Wenger a spus într-un interviu, el este director tehnic al FIFA, da, momentan, și a dat un sfat antrenorilor, mai ales la grupele mici, pentru că știm foarte bine că este o problemă economică să aduci antrenori calificați cu o pregătire foarte bună, ar fi nevoie de ei, numai că situația financiară nu-și permit cei din vest să aducă un antrenor cu licență pro specializat pe etapele mici de vârstă, nu-și permit. Și atunci ei spun de următoarea manieră: dacă nu știi procesul, nu încurca. Deci, efectiv, lasă copiii să joace fotbal. Mai bine lasă să joace singur decât să intervii artificial. Pentru că noi, ca antrenori, la vârstele mici, tu nu ești antrenor. Tu ești, efectiv, o persoană care creezi mediul în care copilul trebuie să se dezvolte. Și aici este marea, marea diferență între cele două abordări. Poate că și parte din reticența pe care, ok, referim strict obiectiv la oamenii și antrenorii din România, o au față de, nu știu, abordarea sistemică. Hai să nu mai spunem din România, este peste tot. Acest lucru se întâmplă
În Brazilia, momentan. Perfect. În Brazilia. Ce vreau să spun fotbalului. Și să mă contrazici dacă cumva, dacă greșesc. Practic, ceea ce încearcă această abordare să construiască sau să refacă, să redea, este, dacă eu am înțeles bine, și mă refer acum cum mulți alții au spus, fotbalul de Maidan, de curtea școlii, pentru că, din câte am înțeles eu, o abordare tradițională, practic, intervine foarte brutal în procesul de dezvoltare al copiilor, în general, versus abordarea sistemică, unde încerci, sigur, dacă ai cunoștințele și capacitățile necesare, să recreezi acum mai artificial mediul acela unde, până la urmă, din câte am înțeles și am citit, Cruyff nu a fost învățat să facă dribblingul, Cruyff fiind obligat de un antrenor. De un antrenor să facă lucrul ăsta. Și s-a spus ce să facă, nu? Adică nu cum să facă. Exact. Sau, nu știu, Ronaldinho, sau există povestea cu Robinho care dribla câinii prin, dacă nu mă înșel, da, prin Brazilia, prin favele, și cumva toate calitățile astea s-au dezvoltat natural. Exact. Au generat acel jucător care după aceea a driblat în propriul stil. Și toți ne mai dorim acest jucător, dar se observă o mecanizare prin prisma antrenamentului pe care, încă o dată, nu numai la noi este această problemă, da, este o problemă general valabilă și referitor la tehnica și la jocul de fotbal. Discuțiile la nivel foarte mare este cum reușim ca antrenori să readucem fotbalul de stradă în cadrul echipelor, a cluburilor, a academiilor. Pentru că aici este cel mai mare secret și mă întorc chiar la partea de 7-14 ani. Există încă o foarte mare neînțelegere a procesului de formare și antrenorii, din dorința de a face bine, deci încă o dată, nu îi judecăm pe antrenori pentru că ei au crescut în sistemul ăsta, au învățat, au fost învățați chiar la școli de antrenori, din păcate, cum și eu am trecut prin acest proces și am fost convins de aceste lucruri până am cunoscut altceva și am crezut că partea aceasta este foarte importantă, să-i dăm copilului, să-l învățăm lovitura cu latul, dribbling-ul, fentele și așa mai departe. Lucruri care sunt foarte, foarte importante, dar nu în loc de antrenament, pentru că copiii nu mai au orele de jucat fotbal. Aici este cea mai mare problemă. Deci toate celelalte lucruri, parte de antrenament individualizare, dat cu latul la perete, tot ceea ce se cheamă în abordarea sistemică practică deliberată, nu pot să o fac în timpul antrenamentului pentru că eu nu ajung la orele care am nevoie pentru a ajunge la maestrie. Era din orele de joc. De teoria celor 10.000 de ore și așa mai departe. Un calcul la un moment dat în condițiile actuale cât timp ar trebui să treacă? Avem 5.200 până la terminarea academiei. Doar. 5.200 și atunci începem să scădem minutele de încălzire, minutele de pas, minutele în care nu jucăm și așa mai departe. Și asta trebuie să ni se deschidă oarecum beculețele și să ne dea foarte mult de gândit. În altă ordine de idei, intervenind artificial în a învăța lucrurile, deci în a încerca să clonezi mișcarea, pasa cu latul, fenta lui Ronaldo, fenta jucătorului XYZ, pot veni cu o mică completare. Ni s-a dat acest exemplu la diferite cursuri și care poate fi o paralelă foarte, foarte clară de ce nu performează unii jucători. Acum nu numai noștri, la noi este extrem că de 24 de ani nu ne-am mai calificat. Dacă noi creștem un leu mic născut în grădina zoologică, întotdeauna îi dăm de mâncare. Arată la fel ca un leu din savană când va fi adult. Leul crescut la grădina zoologică, îl lăsăm în natură, nu supraviețuiește. Este exact același lucru ceea ce noi facem cu copiii, dându-le lucrurile artificial, dându-le fentele, dându-le toate execuțiile, în momentul în care trebuie să performeze la nivel de sutim de secundă decizie în timpul jocului, când nu primesc indicațiile, când nu aud indicațiile la 10.000, 20.000, 60.000 de spectatori, nu vor supraviețui. Și asta este una dintre cauze, una dintre repercursiunile acestei griji majore a antrenamentului neînțeles și aplicat de altă manieră cum ar trebui. Ca să-ți întăresc ideea, tot despre animale e vorba, dar e vorba despre un urs, exemplu real, concret, filmat, pe care l-am regăsit la un moment dat pe internet, exact,
Au stat în grădina zoologică într-o cușcă de, nu habar n-am, 3 pe 3 metri, nu știu câți ani. L-au eliberat 10 în, de ani. Da, l-au eliberat în natură și s-a învârtit în jurul pomului. Și efectiv a făcut cărare în jurul libertate unui pom. În jurul exact. Unui pom. De aceea există, și rog tinerii antrenori sau toți antrenori care își doresc să bage, să fac anumite căutări pe Google ce înseamnă abordarea ecologică. Exact acest lucru este. Încă un exemplu acum al unui... Să te întrerup o secundă apropo de asta. În cazul în care sunt antrenori care nu se descurcă, nu știu, poate că li se pare interesant ce le spunem noi și poate nu găsesc informațiile relevante pentru ei, chiar îi rog să mă contacteze, să te contacteze, avem YouTube, Facebook. Nu doresc să-i descurajeze, dar acest mod de antrenament este mult mai dificil decât ceea ce am învățat noi. Da, am discutat cu foarte mulți antrenori, le place această metodă, dar tocmai pentru că nu au fost obișnuiți să fie ei însuși creativi. Pentru că tu trebuie să fii creativ ca antrenor pentru a produce jucători creativi. La un moment dat stagnează pentru că nu au capacitatea de a fi ei creativi. Și aici au nevoie de ajutorul nostru ca specialiști în a se dezvolta și a înțelege cum pot promova mai departe aceste... Până la urmă, a juca fotbal. Exact. Și în continuare aș vrea să mai puntez, ai spus despre creativitate, iarăși, nu aș vrea foarte mult să se sperie despre cuvântul ăsta creativitate, că și eu dacă stau să mă gândesc la mine, mamă, ești creativ sau nu ești creativ, o să spun că nu sunt creativ, că poate dacă eram creativ eram mare pictor sau habar n-am eu ce artist. Însă creativitatea nu stă a fi neapărat un geniu. Da, vorbim despre un principiu fotbalistic de atac, creativitatea, care din nou este înțeles greșit. Creativitatea nu înseamnă capacitatea unui jucător de a te dribla în cabina de telefon, exact. Acesta este un geniu, ci creativitatea este câte posibilități oferi tu posesorului de minge în a-i da lui posibilitatea de a avea mai multe alegeri. Deci cu cât are mai multe posibilități, acesta este de fapt descrierea unui principiu de creativitate în fotbal. El, dacă este singur și nu are decât o singură soluție de pasare sau de a dribla, este o singură soluție, nu poți fi creativ. Dacă ai 4 sau 5 soluții și noi jucăm 11 contra 11, cu cât are mai multe posibilități de pasare, el poate deveni creativ. El găsește a 5-a sau a 6-a soluție. Deci principiul de creativitate se înțelege prin oportunitatea multiplă a situațiilor de a continua jocul. N-aș vrea să pierd firul discuției, însă aș vrea să vorbim puțin despre triunghiul ăsta care, din punctul meu de vedere, e foarte important și anume mă refer la relația antrenor, părinte, copil. Sună foarte simplu, cumva, în același timp. Te rog frumos, nu știu dacă... Da, este cel mai important și totodată cel mai greu triunghi educațional. Pentru că cerințele sunt, sau așteptările, să spunem, nu cerințele, așteptările sunt întotdeauna foarte, foarte diferite. Din păcate, fiecare părinte sau foarte mulți părinți își trăiesc propria neîmplinire și aici, de aici pleacă așteptările greșite față de copii, având în vedere și situația socioeconomică. Și știm foarte bine că în România, nu știu dacă 80-90% din ceea ce se întâmplă, cred că 90%, peste 90% din ceea ce se întâmplă la fotbalul 7-14 ani, este subvenționat de părinți. Și atunci fiecare părinte spune de eu, dacă plătesc, am și dreptul și știu ce trebuie să facă copilul meu. Antrenorul fiind obligat să primească acei bani pentru că el este într-o necesitate financiară, acceptă și neștiind se dea o explicație foarte clară. Pentru că, pe de altă parte, trebuie să apărăm părinții. Nu cred că există un părinte care să-și dorească răul propriului copil și de aceea și plătește atâta, în speranța că el va face ceva, va ajunge ceva. Și aici este un cumul de factori care până la urmă se răsfrânge asupra copilului. Presiunea, nemulțumirea copilului, antrenorului și așa mai departe se răsfrânge asupra copilului. Fuga după titlul la vârste foarte fragede este total contraproductivă. Aici aș dori să fac o paranteză. Nu întotdeauna sunt de acord cu campionatele fără puncte. Problema este că nu campionatul pe puncte sau este o problemă, ci modul în care noi înțelegem, cei adulți. Dacă stăm să revizuim procesul și ne întoarcem la abordarea biologică, abordarea ecologică,
a procesului și ne întoarcem acum 30-40 de ani când jucam singur în curtea școlii, fără antrenor, ne doream să câștigăm, bineînțeles, dar mai era un spirit al dreptății. Din diferite puncte, lucrurile se reglau singure. Deci noi dacă jucam în curtea școlii și conduceai cu 4 goluri după 10 minute, ce făceam noi? Schimbam echipele în așa fel încât să fie un echilibru. Exact. Și adulții n-o fac. În ziua de astăzi sunt antrenori care dacă poate să-ți dea 17, îți dau 17. Tu nu ai un control al procesului corect când câștigi sau când pierzi cu 17-0 sau cu 12-0. Apropo de asta, cred că la FC Barcelona s-a întâmplat, nu vreau să mă înșel. Nu, în Spania, nu la FC Barcelona. A fost dat afară, a câștigat cu 25-0 și antrenorul a fost... Da. Practic, un antrenor a câștigat un meci la copii junior cu 25-0 și clubul l-a concediat. Da, pentru că este o lipsă de respect. Ei știu foarte bine, un club mare are un avantaj față de celelalte cluburi mici, pentru că prin nume, prin tradiție, prin istorie, cei mai buni la momentul respectiv, adică jucători care cognitiv sunt mai accelerați, mai dezvoltați, se duc la cluburile cu nume. Dar ei știu totodată că și la cluburile slăbuțe pot apărea jucători care sunt interesanți peste 3-4 ani de zile dacă procesul este în regulă. Dar tu nu poți să distrugi un copil la o vârstă de 8 ani, 9 ani și să se ducă acasă cu 25-0, pentru că copilul poate nici nu și-ar da seama dacă n-ar fi presiunea din nou a părinților. Pentru că el, în drum spre casă, va fi terminat înainte de casă, îl face antrenorul în vestiar. M-ați făcut de râs, șantaj emoțional, părintele, te-am adus, plătesc pentru tine, te așa așa mai departe. Și din această cauză nu înțelegem această competiție. Competiția trebuie să fie a copilului, nu a adulților. Și aici, din păcate, la noi, dintr-o luptă mult prea dusă la extrem, în a crede că dacă am câștigat campionate sau titluri la copii la 8 ani, 9 ani, 10 ani, 12 ani, încerc să mă profilez. Și aici, nu pe spatele copiilor. Există o vorbă, în momentul în care antrenorii pun rezultatul pe primul plan, nu o fac pentru copii, ci o fac pentru propriul ego. Și scuză-mă că te întrerup, vreau să mai punctez faptul că în scurta mea călătorie, aș spune, aproape 2 ani de zile, în care am încercat să mă documentez foarte mult despre subiectul ăsta al dezvoltării fotbalului la nivel de copii și juniori, am găsit și, nu știu, punctual, să zicem, mici insulițe unde oamenii probabil au vrut să facă ceva pozitiv. Și aici vreau să mă refer, de exemplu, că tot vorbim de triunghiul ăsta antrenor, părinte, copil, mă refer la a discuta cu antrenorii. Dar totodată cred că probabil dintr-o lipsă de pregătire sau de cunoștințe mai aprofundate în ceea ce privește cum trebuie sau cum ar fi mai ok să dezvolți relația asta antrenor-părinte, au fost situații în care, nu știu, am auzit antrenori care au spus că el și-a educat părinții și mă pun eu în situația părintelui, în ideea în care nici mie nu-mi place să mi se spună ce să fac. Însă cred cu tărie că dacă ai găsit cumva o formă mai puțin ascuțită prin care să mă convingi de anumit lucru, sunt foarte deschis la treaba asta. Da, eu încerc vicios. În orice caz, cei cu care întotdeauna am lucrat, încerc să rămân vertical și să nu mint oamenii. Deci oricine vine și spune la o vârstă, la 8 ani, la 9 ani, la 10 ani, încerc să-i spun, nu poate să-ți garanteze nimeni, nici măcar Dumnezeu, dacă copilul va ieși sau nu va ieși. Așa că lăsați-l să se dezvolte. Pe de altă parte, antrenorii trebuie să părăsească odată această zonă de a considera că ei sunt cireașa de pe tort. Nu, ei sunt persoana care creează mediul în care copiii se pot dezvolta și în funcție de capacitatea fiecăruia, în funcție de ceea ce înțelege, în funcție de ceea ce îi dăm, poate sau nu poate ajunge mai departe. Și aici sunt foarte mulți factori, dar cred că dacă cineva ar deține rețeta în a scoate jucători, ar face-o. Singura certitudine este munca serioasă și totodată stăpânirea unor metode care îți asigură o mai mare premiză a lucrurilor făcute cum trebuie decât ceea ce am făcut noi până acum și rezultatele vorbesc de la sine. Dar îți continui din nou ideea și dacă știi rețeta nu înseamnă că ești un mare bucătar.
Nu, pentru că va veni un alt bucătar, concurența este mare și întotdeauna va face ceva, pentru că, până la urmă, aici este diferența. Cum reușesc să fac lucrurile diferit ca eu să fiu cu o lungime de nas în fața ta. Aceasta este, până la urmă, concurența loială. Competitivitate. Vreau să spun faptul că noi suntem astăzi aici și participăm la această discuție pentru că înțelegem cu adevărat provocările, situația, contextul general al fotbalului din România în acest moment. Nu spunem că nu e greu, nu spunem că nu contează infrastructura, nu spunem că nu contează, nu știu, financiar, partea financiară, însă dacă totuși ne dorim să progresăm, trebuie să folosim o altă abordare și... Simplu fapt că antrenezi fotbal, deci dacă vrem să scoatem fotbaliști, mai bun, ne trebuie, mă refer la copii și juniori încă o dată și mă refer încă o dată, vorbesc de 7-14 ani. Noi trebuie să aducem aceste ore de a juca fotbal. Deci, efectiv, toate lucrurile încep la vârstă de 6-7 ani prin jocuri, 2-2, 3-3, exact pentru că din elementele fotbalului mare pe care tu dorești să le vezi la un om care joacă deja fotbal în 11, totul se reduce la prima celulă a fotbalului, 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2. Și UEFA și-a făcut foarte multe teme de casă și acum la licența C, de exemplu, merg foarte mult pe partea de Funinho, tot ce înseamnă partea de... E dat ca exemplu școala belgiană, care au înțeles lucrurile astea, le-au analizat, dar nu doresc încă o dată foarte mult să se înțeleagă greșit, pentru că mulți spun de azi, și cum facem, îi lăsăm numai să joace fotbal. Până la urmă ne întoarcem încă o dată la ceea ce am făcut noi. De aceea abordarea sistemică este o abordare foarte dificilă. Dar dacă nu o înțeleg și nu o studiez, mai bine mă refer la abordarea ecologică. Abordarea ecologică înseamnă lasă-l pe copil să joace fotbal și animă-l să facă partea, de exemplu, de individualizare și tot pe partea de practică deliberată. Deci rolul nostru este să identificăm jucătorii care își doresc cel mai mult, care pot cel mai mult și să creăm mediul în care să se poată dezvolta. Bun. În mare am atins punctele legate de abordarea sistemică sau ecologică, dar aș vrea, pentru că n-ai ce să faci, așa suntem noi obișnuiți și eu sunt obișnuit. În momentul în care încerc ceva nou, mă gândesc, mie ce-mi iese? Sigur, mă gândesc la antrenori, la copii, la părinți, pentru că consider că inclusiv părinții ar putea fi un sprijin în a susține antrenorii să încerce, să promoveze sau să aleagă o altă abordare. Total de acord. Încă o dată, e un cumul de factori. Deci cu cât mai multe persoane înțeleg acest fenomen, cu atât va fi mai ușor pentru copii. Deci, dar ce beneficii ar avea, de exemplu, sau ce ar avea de câștigat un antrenor dacă și-ar schimba sau dacă ar încerca măcar pentru o perioadă nu scurtă de timp, că dacă vorbim de perioadă scurtă de timp, nu rezolvăm nimic, cum ai spus și tu. Care ar fi beneficiile, să spunem, hai să zicem, a antrenorilor? Dar care sunt beneficiile acum? Pentru că nu producem nimic. Deci întotdeauna răspunsul este răspund la întrebare cu altă întrebare. Și am spus-o. Deci dacă facem lucruri de aceeași manieră și este dovedit că nu avem succes cu el, de ce să marjăm mai departe? Deci singura noastră șansă este să înțelegem ce fac alții și nu să luăm numai partea financiară. Pentru că unii au avantaje și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al infrastructurii, al sprijinului din toate punctele de vedere. Dar noi trebuie să înțelegem ce fac ei. Și poate aici am avut un avantaj în a înțelege acest fenomen, pentru că în momentul în care am făcut cartea asta roșie pentru federație, deci metodologia lucrurilor, am crezut că știu foarte multe despre partea asta și am fost trimis la oameni care au lucrat la concepte naționale și am studiat 17 până la 19 concepte naționale împreună cu grupul meu de lucru și am scos numitorul comun. Și numitorul comun nu înseamnă finanțe, bani, ci înseamnă tocmai această înțelegere a antrenamentului.
acest mod de abordare al readucerii fotbalului de stradă în cadrul cluburilor. Deci cu cât înțelegem acest lucru mai bine, aici cred că este secretul. Readucerea fotbalului de stradă în... Iar avantajul acestor oameni care au curaj să facă este efectiv curajul de a fi altcumva. Nu vreau să-ți ridic statuie, știu că nu-ți place, însă ai specificat mai înainte, ai spus despre manualul dezvoltării, metodologia dezvoltării copiilor și juniorilor. Aș vrea să le spun oamenilor că tu aveai o funcție în cadrul federației în momentul în care împreună cu echipa ta, așa cum ai spus, ai lucrat o perioadă destul de lungă, zic eu, mă rog, tu știi mai bine, așa, la materialul ăsta pe care, din ce cunoștințe am eu, foarte mulți antrenori îl folosesc în continuare ca și punct de reper în pregătirea și instruirea copiilor și juniorilor. Da, a fost și pentru mine un lucru nou, deci când nu este ușor să faci așa ceva și nici eu nu mi-am închipuit vreodată că voi face acest lucru, dar când am fost numit, l-am făcut pentru că a fost o responsabilitate nu atât a mea și a grupului meu de lucru, ci efectiv a încercat să lăsăm ceva în urmă, exact cum am zis, niciodată nu voi spune, ci hai să vedem ce urme lași în urma ta, cu ce pot oamenii să-și mai aducă aminte despre tine. Întotdeauna este dificil și... O să-ți fac o mărturisire. În momentul în care eu căutam informații despre cum se întâmplă lucrurile în alte țări și am povestit despre asta în videoclipurile mele, după ce am găsit Anglia, am început să caut ceva în România și am descoperit PDF-ul ăsta. Are 150 ceva de pagini, parcă. Da. Și atunci am văzut pentru prima dată numele Sandu Tăbârcă și zic, fii atent, mă. Cineva a încercat, pe cuvântul meu că asta a fost reacția, cineva a încercat sau cineva face, că nu știam exact atunci, mă rog, situația, cineva face ceva în direcția asta ce seamănă foarte mult cu ce se întâmplă în țări mult mai dezvoltate din punct de vedere fotbalistic. Deci acesta ar fi mesajul meu pentru toată lumea. Okay. Noi trebuie să înțelegem odată un lucru. Suntem o țară cu foarte multă capacitate. Și revin, această problemă nu este numai la noi. Trebuie să lăsăm un pic mândria și anumite lucruri deoparte și să acceptăm, pentru că în discuțiile cu foarte mulți antrenori, ai domnule Vitu, cu teoria să ne explice nouă alții cum se învârte roata la căruță și așa mai departe. Deci, măcar atâta lucru să înțelegem că noi nu am avut niciodată bani de investiții la noi în țară. Și atunci trebuie să luăm concluziile altora care au investit bani mulți și care nu sunt legate numai de partea infrastructurală, partea financiară, ci efectiv numai de lucrurile care le folosești. De ce să nu luăm concluziile unor studii care au costat milioane în alte țări și să le aplicăm la noi? De ce să nu fim? De ce să reinventăm roata din nou la căruță? Deci trebuie să înțelegem că aceste lucruri sunt perfect valabile oriunde. Un copil care se naște egal unde, România, Austria, Germania, Spania, Anglia, are aceleași calități genetice. Partea că dacă ești brazilian, okay, este din nou aceiași brazilieni care acum 30 de ani driblau cel mai mult la campionatul mondial, sunt în urma Arabiei Saudite, de exemplu, la driblinguri 1-1. Și atunci stăm să ne gândim, are genetica de a face sau cum i-am antrenat? Și aici... E o discuție foarte, foarte complexă. De aceea trebuie să înțelegem încă o dată. Singurul lucru care ne poate salva este readucerea fotbalului de stradă în centre la copii și juniori. Foarte mulți antrenori zice, dacă fac asta câștig? Nu. Pentru a câștiga trofee nu-ți garantează absolut nimeni. Dar tu trebuie să te asiguri că metodele care le folosiți sunt mai aproape de a antrena fotbalul sau nu. Punct. Deci dacă eu antrenez altceva decât se întâmplă pe teren, nu fac antrenament de fotbal. Este ceva complementar, este un lucru care mă ajută, dar în schimb eu nu voi deveni un fotbalist mai bun. Și am încercat să-ți iau un pic vântul din pupă pentru că nu sunt atât de acord cu aceste nominalizări. Îi felicit pe toți cei care fac. Nu vrem să spunem că asta este bine sau asta este rău, ci efectiv există altceva. Și dacă înțelegem acel altceva, aici cred că este... Marele secretul nostru. În același timp,
deși eu, cum să spun, apreciez enorm de mult modestia și faptul că lucrurile, spui doar că lucrurile funcționează fără să dai exemple, însă cred, e doar o părere pur personală, asta nu înseamnă că nu țin cont de ce spui tu, cred că oamenii în România au nevoie și de exemple, nu știu, asta e părerea mea. Exemplele vin încă o dată. Tot, pot să mă contrazic, n-am nicio problemă. Este drept pe fiecare să spună părerea. Trăim într-o democrație. Și dacă ar fi, pot trăi cu acest lucru. Doresc să dau un exemplu, iar mie mi-e așa la suflet ceea ce se întâmplă, de exemplu, în Spania, oamenii cum au înțeles lucrurile. A fost un club... Spune tu, ca să nu mai zic eu. Da, a fost un club, n-ar să dăm nume, în care o echipă de 8 ani de zile au pierdut 2, 3, 4, 5 ani de zile la rând și părinții copiilor întrebau, dar noi tot pierdem. Și spune, în momentul în care noi vom câștiga prima dată, înseamnă că noi am învățat lecțiile. Și după aceea, eu învinț întotdeauna pe cei care erau mai dezvoltați biologic și așa mai departe. Deci aici este tot secretul în a rămâne consecvent și a învăța lucrurile. Deci victoria sau înfrângerea la copii, de fapt există o frază care îmi place foarte mult și ar trebui foarte mult folosită la copii și juniori. La copii nu pierzi niciodată. Deci există vorba, noi câteodată câștigăm, câteodată învățăm. Și dacă pierzi des, tu trebuie să tragi întotdeauna învățămintele de ce antrenez eu. Și revenim din nou la partea de antrenament, care am spus fotbalul de stradă. În momentul în care reușesc să dau criteriile în antrenament a ceea ce voi juca până la urmă la sfârșitul săptămânii, aici este legătura între partea de antrenament, cum joc 4 plus 1, 6 plus 1 și așa mai departe, formele de joc într-o formă redusă, în diferite, cu diferite obiective și scopuri. Aici este marele secret. Bun. Ne apropiem de final. Înainte de asta, aș vrea să vorbesc un pic sau să le spunem oamenilor despre proiectul ăsta Radical Football și din perspectiva ta, sub ce formă am putea să îi ajutăm și să îi sprijinim pe antrenorii care își doresc o schimbare până la urmă, că despre asta e vorba. Sau care vor să se dezvolte. Sau așa. În primul rând le putem oferi sprijinul logistic în a înțelege fenomenul. Fenomenul nu ca fotbal, ca fenomen de fotbal, ci fenomen de antrenament în această abordare. Cred că acesta este lucrul primar care m-a preocupat în ultimii 3-4 ani de zile. Nu am avut o experiență foarte mare la ce se întâmplă jos de tot, începând de la 3 ani de zile. Știam lucrurile din punct de vedere teoretic, dar teoria și practica sunt două lucruri care nu poți să le separi. Deci pentru mine teoria înseamnă nu numai parte practică aplicabilă. Deci teorie neaplicabilă nu există, nu poți vorbi despre. Și am vizitat foarte multe țări din Europa care sunt acolo foarte sus la ce înseamnă dezvoltare de copii și juniori. Chiar săptămâna trecută am fost cu un grup de 30 de antrenori în Spania, la Villarreal, și acestea sunt lucrurile care le putem face noi ca să le dovedim, pentru că e foarte greu de crezut de ce fac alții așa, cum o fac. Sunt singurele lucruri. Și pe lângă, prin prisma și platforme pe care tu și a podcasturilor pe care le faci, le putem oferi material video, material informativ tradus și așa mai departe, care sunt interesați și care pot vedea aceste succese documentate. Deci ce îmi place întotdeauna să văd, să filmăm, pentru că aici este mare diferență, o grupă antrenată tradițional, exact, și după 3 luni de zile aceeași echipă filmată pe abordare sistemică și explicate toate fenomenele. Trebuie să lăsăm încă o dată această mândrie la o parte și să ne dăm seama că nu vorbim despre a face bine sau rău, ci dacă sunt mai eficient. Aici este secretul, stă în eficiență, în a dezvolta sinergie și nu a consuma foarte multă energie negativă pe a spune asta nu e bine, asta nu e bine. Până mai este ușor să arăți cu degetul, dar încă o dată, e mult mai dificil să creezi antrenamentele de maniera aceasta pentru că necesită timp și înțelegere. Și aici putem să oferim un sprijin logistic și nu numai antrenorilor care își doresc lucrurile acestea.
din punctul meu de vedere, nu că sunt și eu implicat în toată treaba asta, însă poate spun cuvinte mari, dar mi se pare că stăm pe o mină de aur. Vreau să le spun oamenilor de ce consider că stăm pe o mină de aur. O să încerc să fiu cât mai scurt. La un moment dat am discutat cu tine despre ce se întâmplă în Olanda și mi-ai trimis o discuție pe care nu mai rețin numele, dar nici măcar nu mai contează. Se ocupă de dezvoltarea copiilor și juniorilor la echipele naționale de tineret ale Olandei și care în anul 2020-2021, oricum era pe timpul pandemiei, vorbea despre același lucruri pe care tu mi le-ai spus cu ceva timp înainte. Și nu neapărat doar asta, însă chiar suntem foarte departe de țările dezvoltate din punct de vedere fotbalistic și îmi vine minte doar exemplu în care acel antrenor spunea, chiar dacă l-avem pe Van Dijk la Liverpool, pe Depay la Barcelona, pe De Jong la Juventus, pe celălalt De Jong la Barcelona. Deci, efectiv, la cele mai mari echipe ale Europei, rar nu găsești un olandez. Omul acela a spus și există un proiect național, până la urmă, sprijinit de Federația Olandeză de Fotbal, consideră că încă nu fac lucrurile cum trebuie. Da. Poate un ultim punct de vedere la care trebuie oamenii să gândească. Fotbalul este un sport a 22 de jucători care joacă deodată cu o singură minge. Exagerăm enorm de mult cu antrenamentul individual, dar copiii jucătorii trebuie să joace cel mai mult fără minge. 98% exact. din joc se întâmplă fără minge și jocul fără minge este aproape, nu există ca punct, ca obiectiv de antrenament. Noi ne interesăm întotdeauna ce face jucătorul cu mingea și cred că deja acolo, aici este iar una dintre marile diferențe între abordarea sistemică, pentru că noi trebuie să învățăm întotdeauna ce fac la minge, aproape de minge și departe de minge. Și la minge te afli 2 minute maxim în timpul unui joc. Messi probabil are 2 minute 30 de ele Messi. În rest, sunt jucători care ajung la 1 minut 30, 2 minute în tot meciul. Și acest joc fără minge, această inteligență de a învăța să joci, să te poziționezi, să înțelegi jocul fără minge, spațiile, e mult mai important decât celelalte lucruri. Bineînțeles că și tehnica individuală, dar în contextul jocului. În încheiere, chiar sunt foarte curios, oarecum și ceea ce facem noi acum mai nu neapărat un experiment, dar pentru prima dată încercăm marea cu degetul. Marea cu degetul, exact. Bun. Ce te-ar bucura cel mai mult după ce, nu știu, sper eu cât mai mulți oameni o să vadă discuția asta noastră? Ce crezi că te-ar bucura cel mai mult? Sau cea mai mare bucurie este să văd că oamenii înțeleg și își doresc o schimbare. La nivel declarativ este întotdeauna ușor să spun, da, doresc, dacă mergi într-o grupă și prezinți un lucru nou și spui cine dorește schimbarea, toți ridică mâna. În momentul în care te duci explicit și spui schimbarea începe de la fiecare dintre noi, deja ne codim, spunem, nu de la mine, să înceapă schimbarea de la altul. Și când văd, discut cu foarte mulți antrenori și observ că încearcă să fie foarte întrebători, să pună cât mai multe întrebări, să aplice, atunci mă bucur preocupați, până la urmă să-și aplice preocuparea, asta e cea mai mare bucurie, pentru că poate nu atât de mult pentru antrenori, ci pentru copiii care vor beneficia și ei de alte lucruri de care alți copii au șansa să. Și asta e, cred că scopul nostru este indirect, deci prin educarea antrenorilor, să avem copii mai buni, să aibă și parte de aceleași lucruri care au și ceilalți. Asta ar fi mesajul care aș dori prima dată simți. Copiii și restul după aceea. Pentru mine, dacă tot m-ai întrebat, așa, cred că în momentul de față cea mai mare satisfacție ar fi ca oamenii ce ne urmăresc, deși, nu știu, nici eu nu mă simt confortabil să le spun, să ne scrie, să ne dea like, subscribe și așa mai departe, că nu face parte din lucrurile pe care le-am făcut day by day.
Însă m-ar bucura tare mult dacă interesul ăla al celor pe care i-am făcut curioși s-ar concretiza și chiar le transmit să ne scrie încă o dată, să ne caute, pentru că noi avem cele mai curate gânduri. Încă o dată, pentru mine primordial este ce lași în urmă și mie copiii îmi sunt leitmotivul, cum zice, lucrurile pe care le fac și poate am pierdut de multe ori, dar am putut să mă uit în oglindă și să știu, da, dacă există un copil numai care profită, deja mă simt împăcat. Ne apropiem, sau mă rog, am ajuns la final, așa că nu pot decât să-ți mulțumesc din toată inima mea pentru timpul și răbdarea avută. Mulțumesc că ai avut răbdarea să mă asculți și mulțumim tuturor celor care ne vor urmări și suntem disponibili de ședințe Zoom, de absolut toate lucrurile care putem deschide un dialog. Deci nu dorim să vorbim despre secretul absolut. Diversitatea este foarte importantă. În cadrul acestei abordări sistemice poți fi foarte creativ și divers, dar trebuie înțeles fenomenul. Așa este. Și pentru că vorbeai de schimbare, o să îmi spun eu la final povestea sau, mă rog, ideea pe care merg și în care chiar cred. Sper că vi s-a părut cel puțin interesant ceea ce am discutat astăzi aici și n-aș vrea să uitați că efectiv chiar depinde de fiecare dintre noi să schimbăm lucrurile în bine astăzi și în fiecare zi.